Primarul Ion Lungu a anunțat miercuri că noua creșă din municipiul Suceava va fi construită la ieșire spre Plopeni, în cartierul Tinereții din Burdujeni, pe un teren cu suprafața de 5.000 de metri pătrați. Creșa va avea 10 grupe și va fi construită după un proiect tip al Ministerului Dezvoltării. Clădirea va mai dispune de bucătărie, spălătorie, cameră de joacă, pavilion administrativ, cameră pentru educatoare, cameră pentru părinți și cameră filtru acces. Trebuie suprafață de 3.200 de metri pătrați minim. Pentru că pe lângă grădiniță vin locuri de, pe lângă creșă vin locuri de joacă, spații verzi, conform reglementărilor europene. Ca atare, singurul loc pe care l-am devizitat este în cartierul Tinereții din Burdujeni, la intrarea dinspre Plopeni. Acolo am găsit, facem tabulare pe teren, un teren de 5.000 de metri pătrați, unde să facem această creșă. Sigur că, așa cum v-am spus, această creșă are 10 grupe, suprafața, am spus, de 3.200 de metri pătrați, bucătărie, spălătorie, camere de joacă, pavilion administrativ, camere pentru educatoare, camere pentru părinți, camere filtru acces și, bineînțeles, așa cum am spus, spații verzi și locuri de joacă.